That's one small step for man, one giant leap for mankind. În anul 1698, Thomas Savery brevetează primul motor cu abur, o pompă de apă propulsată de puterea aburului. Această invenție a fost folosită în câteva mine, stații de forare și pentru a propulsa roțile de apă folosite la mașinăriile de textile. Ștefan cel Mare, o personalitate notorie pentru istoria românilor, a decedat în 1504. A avut o domnie de 47 de ani, în care a contribuit semnificativ la dezvoltarea economică și politică a Moldovei, dar și a acordat o atenție deosebită bisericii, ctitorind 32 de mănăstiri. Cu 422 de ani mai târziu, se naște la Lisa, în România, Octavian Paler, un scriitor, jurnalist, editorialist și om politic. Octavian Paler s-a remarcat printr-o bogată cultură și prin poziții tranșante asupra aspectelor privind societatea românească înainte și după anul 1989. În 1778 se stinge din viață Jean-Jacques Rousseau, o figură importantă a filosofiei luministe franceze. Contribuțiile sale în domeniul filosofiei, politicii și educației sunt considerate cheia în evoluția socială și istorică a societăților moderne de astăzi. Ernest Hemingway, în data de 2 iulie 1961, s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. Hemingway a fost unul dintre cei mai apreciați scriitori americani din istorie. Scrierile sale s-au bucurat de un succes imediat încă din timpul vieții și multe din ele au fost ecranizate. One giant leap for mankind.